15 saloane nou-nouțe, cu câte maximum 3-4 în fiecare și băi proprii, vor fi amenajate în curând pe secția obstetrică ginecologie 1 de la etajul 7 al Spitalului Județean Constanța. Pentru confortul pacientelor, secția a fost renovată și inaugurată astăzi după 6 ani de când a fost închisă, iar pacientele mutate la etajul 9 într-o zonă tampon. Secția de obstetrică ginecologie a Spitalului Clinic Județean Constanța a fost renovată. Aceasta dispune de 45 de paturi de spitalizare, iar valoarea proiectului s-a ridicat la peste 4 milioane de lei. Chiar dacă lucrările la secția de obstetrică ginecologie 1 au început în 2016, acestea au fost întrerupte de un control al Curții de Conturi și reluate abia în 2021 după mai multe licitații publice. Investiția este în valoare de 4.500.000 de lei. 3.360.000 au venit de la Ministerul Sănătății, iar 1.136.000 a fost partea Consiliului Județean. În fiecare salon există acum oxigen sistem pentru apelarea asistentelor și aparate de climatizare. Nici securitatea la incendiu nu a fost neglijată. Saloanele au ușe rezistente la foc, instalații electrice de avertizare la foc și detectoare de fum. Începând de mâine, după această inaugurare, o să facem progresiv acest lucru, deoarece nu sunt alte paturi pe care putem să le aducem aici și să aștepte pacientele. Și atunci, în măsura în care se liberează patru de la etajul 9, le vom muta și vom muta progresiv pacientele, astfel încât sper ca în câteva zile, o săptămână, poate plus sau minus, să avem toate pacientele mutate pe acest spațiu. Spitalul are nevoie de mult mai mult decât această zonă, dar ne bucurăm că începutul vieții se realizează în condiții corecte, în condiții normale și în condiții cum ar trebui să fie în toate secțiile spitalului. Pe lista de investiții sunt și alte echipamente și instalații necesare care sunt cuprinse și spre a fi finanțate implicit și această secție care astăzi arată în condiții decente și nu numai atât. Pe lista de investiții se află acum secția de neurologie a Spitalului Județean, iar președintele Consiliului Județean Constanța speră ca în curând Guvernul României să dea undă verde pentru construirea unui nou spital județean la malul mării. Primul pas care trebuie făcut este aprobarea transferului unui teren din administrarea Ministerului Sănătății în cea a Consiliului Județean Constanța, pentru care este necesară o hotărâre de guvern.